Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom continua tutorialul câinușe cu suport și vom începe cu pălăriuța, cu firul roșu și cu același croșet cu numărul 3. În cercul magic voi face pentru început 3 ochiuri de lanț, care vor ține locul 1 picioruș dublu, firul pe croșet. Și în interiorul cercului magic voi face un total de 10 piciorușe duble, inclusiv primul picioruș, deci până acum 4, și vom continua singure. Lucrate cele 10 piciorușe duble, vom închide cercul magic și vom închide și rândul cu fir alunecat, în corespondența primului picioruș, format din ochiurile de lanț, după care voi lucra 2 ochiuri de lanț, care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, și în corespondența aceluiași picioruș, voi face cel de-al doilea picioruș, după care voi continua în corespondența fiecărui picioruș, eu voi face câte o înmulțire, greșeam aici, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 20 de piciorușe duble. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Ajuns la capătul rândului, vom închide și acest rând cu fir alunecat în corespondența primului picioruș de la începutul rândului. Vom continua cu 2 ochiuri de lanț, apoi voi lua firul pe croșet și de această dată vom lucra un rând de piciorușe duble pe clop. Deci vom intra doar în prima jumătate din spate a fiecărui picioruș și în felul acesta. Am încercat să fac o pălăriuță foarte simplă, care pe dumneavoastră, doamnele începătoare, să nu vă pună în curcătură și să puteți lucra și dumneavoastră. Deci vom continua cu piciorușe duble în back loop, iar apoi ne vom reîntâlni. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi închide, ca de obicei, cu fir alunecat. Acum voi face din nou 2 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, mă voi deplasa în următorul picioruș și voi face o înmulțire și pe întreg parcursul acestui rând vom lucra un picioruș dublu normal, iar în următorul o înmulțire. Și astfel realizăm pălăriuța noastră, foarte simplu. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Eu deja fac o nouă înmulțire, la fel și dumneavoastră. Ajuns la capătul rândului, vom închide și aici cu fir alunecat. Vom scurta firul și pălăriuța este gata. După cum vedeți, foarte simplu, foarte ușor. Cineva îmi scria, o doamnă, nu-i rețin numele acum, mulțumesc că vă gândiți și la noi, doamnele începătoare, sigur că da. Cea mai mare parte a tutorialelor de pe canalul meu de YouTube este adresat dumneavoastră, doamnelor începătoare, pentru că și eu am fost începătoare și, sincer, cam tot ceea ce am învățat singură. Și de aceea m-am gândit să vin în ajutorul dumneavoastră. Deci vom ascunde acest capăt de fir și apoi noi ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea noastră. Vom ascunde și aici și vom scurta capetele de fir. Vom continua lucrând ciocul găinuței, de aceea în cercul magic vom face un număr de 4 piciorușe scurte. Deci vom face 1, 2, 3, 4. Vom închide cercul magic cu fir alunecat.
vom continua lucrând. Un piciuruș scurt, o înmulțire, un piciuruș scurt, fiu atent aici, și cea de-a doua înmulțire, va trebui să întoarcem în felul acesta lucrarea. Deci acum voi face cea de-a doua înmulțire, după care vom face un rând de piciorușe scurte. Acum am obținut un număr de 6 piciorușe scurte, iar noi vom face un rând de piciorușe scurte, 6 piciorușe scurte. Dumneavoastră să puneți firul despărțitor, eu voi lucra așa, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea, după care vom scurta firul și vom închide rândul. Nu cred că este nevoie, vom lăsa firul un pic mai lung pentru cusut, nu cred că este nevoie să facem un cioc prea mare pentru că ar fi prea voluminos, prea ieșit în evidență. Deci vom închide și vom ascunde capătul de fir așa cum am învățat întotdeauna, în modul în care să nu se cunoască locul unde am închis rândul. După care noi vom continua. După cum puteți vedea, eu am cusut deja prima aripioară. Acum vom coase pe cea de-a doua și ne vom lua măsurile necesare. Voi număra de la bază 1, 2, 3, 4, 5, 6, cam în corespondența celui de-al șaptelea rând. Voi fixa aripioara și pentru a-i da acea formă un pic ondulată, nu o pune chiar drept. Deci, când vom coase un pic în felul acesta, aripioara, un pic deoparte și astfel e pasta deschisă. Deci voi începe să cos în felul acesta, să fiți atente, să fie la aceeași înălțime, deci nu am... Vom coase încetul, cu atenție, pune un pic așa cum v-am explicat lucrarea, pentru că în felul acesta vom da un pic de volum aripioarelor să stea deschise. Dacă nu doriți să fie așa deschise, dumneavoastră le coaseți în modul în care veți dori. Cât de curând va apărea un nou tutorial adresat doamnelor începătoare, cât de curând, aceasta fiind săptămâna viitoare, un tutorial care din nou îmi va aparține și vă aștept cu drag alături de mine. După cum vedeți, deja am cusut aripioara, e foarte simplu, foarte ușor, vom pierde capătul de fir undeva. În modul în care să dăm stabilitate și acestui capăt de fir, iar apoi vom trece la cusut putința, care și aceasta se coase foarte simplu, veți vedea imediat. Am pus capătul de fir în ac, iar acum eu voi fixa codița în felul acesta. Și voi începe să cos. Deci nimic deosebit, nimic greu. Așa cum vă spuneam, toate acestea sunt gândite anume pentru dumneavoastră, doamnele începătoare, și sper să vă placă. Dacă vă place ceea ce lucrez, vă rog să lăsați un comentariu,
un like, să distribuiți dacă doriți, pentru că aceasta mă ajută foarte mult în creșterea comunității, mai ales că eu tot ceea ce lucrez, lucrez cu foarte mare dragoste. Și sunt foarte fericită când multe dintre dumneavoastră îmi scrieți că ați realizat anumite proiecte după mine, după tutorialele mele, nu după mine. Așa, cu sus și codiță, dar acum ascundem și acest capăt de fir și vom trece, vom coase cecușorul, îl veți fixa în modul în care veți dori. Deci eu ascund și acest capăt de fir și am încheiat și cu această parte. Voi aranja cu aripioara pe acesta. Eu am cusut ciocul, am pus pălăliuța deasupra. Puteți să o coaseți un pic sau eventual să o lipiți cu lipiciul lichid sau cu lipiciul la cal, ceea ce aveți dumneavoastră, iar acum nu ne rămâne decât să aplicăm ochișorii care ai mei au dimensiunea de 1 cm. Eu voi folosi lipiciul lichid și mi voi aplica în modul în care se dau un aspect plăcut, nici prea îndepărtați, dar nici prea apropiați, așa. Iar cu aceasta voi încheia această lucrare. Îmi cer scuze că a trebuit să fac 3 tutoriale, dar așa cum v-am spus, internetul aici este foarte, foarte slab și îmi ia foarte, foarte mult timp să încarc fiecare tutorial. De aceea optez pentru tutoriale mai scurte, care pot fi încărcate mult mai ușor. Aceasta este ceea ce am lucrat cu drag pentru dumneavoastră. Eu sper să vă placă, voi face apoi o fotografie de ansamblu cu cealaltă alături cu suluarea ei, care este de altă culoare. Și închei ca întotdeauna cu aceleași cuvinte. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, vă doresc weekend plăcut și vă salută Tatiana, la revedere!